În sala de festivități Episcopelie Miron Cristea a Episcopiei Caransebeșului a avut loc sâmbătă aceasta festivitatea de premiere a elevilor participanți la concursul Să ne cunoaștem credința. Competiția a fost organizată în cadrul proiectului Tineri în Biserică, inițiat de sectorul social-filantropic, misionar și activități cu tineretul. Premiile, constând în diplome și dulciuri, au fost oferite de ierarhul locului, Preasfințitul Părinte Episcop Lucian. Credem că aceste proiecte și aceste misiuni efectuate de sectorul nostru social, filantropic și de misiune sunt foarte importante pentru episcopia noastră, deoarece îi determinăm pe copii, pe tineri să se apropie de biserică, să se apropie de sfintele slujbe, să se apropie de sfintele taine, mai ales că anul viitor, 2014, este anul închinat de Sfântul Sinod al Bisericii noastre, tainei Sfintei Euharistii. Ne pregătim încă din acest an pentru a avea cât mai mulți tineri la Sfântul Potir și, bineînțeles, pentru a-i încuraja pe acești tineri și copii nu numai să fie acum în biserică, ci să rămână toată viața aproape de Biserica lui Hristos, aproape de Sfintele Taine, ducând o viață autentică în Hristos. În cadrul festivității au fost prezentate rezultatele concursului, dar și următoarele acțiuni cu tinerii. Proiectul Tineri în Biserică, derulat de Episcopia noastră, a ajuns, iată, într-o fază intermediară. Ne aflăm la finalul primei părți a concursurilor, este un moment de bilanț, dar în același timp ne uităm înainte, privim înainte spre tabăra care urmează, pentru că proiectul este gândit și are o abordare inclusivă, în sensul în care avem în vedere atât copiii meritoși, dar avem în vedere și copiii cu proveniți din familii cu probleme de ordin social, cu toții, sigur, participând la tabăra ortodoxă de creație care va avea loc în perioada 1-7 iulie la Mănăstirea Nera. Am putut observa o foarte bună colaborare între biserică și școală, între profesorul de religie și preotul paroh, reușind astfel să aducem tinerii în biserică. De asemenea, în urma corectării lucrărilor, am putut observa curăția sufletească și dragostea copiilor față de Sfintele Taine și Biserică. Deși mă bucur că Preasfințitul ne-a premiat, sunt foarte bucuroasă că am luat loc întâi și mulți oameni m-au aplaudat, a fost ceva incredibil, ceva care nu mi s-a mai întâmplat până acum. Am participat la festivitatea de premiere, unde am fost premia de Preasfințitul Lucian și de-abia aștept tabăra din vară. Am mai fost și la alte concursuri unde am câștigat și alte premii, dar premiul de astăzi este foarte special deoarece este oferit de către Preasfințitul Lucian, episcopul Caransebeșului, chiar astăzi de Ziua Copilului. Aștept cu nerăbdare tabăra unde voi avea experiențe noi și mă veți simți foarte bine. Deși am fost cea mai mică din toți participanții, m-am bucurat că am participat la acest concurs. Au fost prezenți câștigătorii concursurilor alături de preoții coordonatori, cadrele didactice implicate în proiect, reprezentanții instituțiilor partenere în proiect, dar și părinții copiilor.